În Dobrogea și în Bărăgan găsim mult soare, câțiva nori în ofensiv și temperaturi în creștere de la o zi la alta. Vântul va avea unele porniri din loc în loc, iar maximele vor urca până la 28 de grade Celsius. Pe litoral însă valorile termice vor fi mai modeste. Se încălzește și mai sus în Moldova Sudică și în nordul Munteniei. Atmosfera va fi însorită toată ziua, doar vântul va prezenta unele intensificări. La amiază termometrele vor indica în jur de 33 de grade. În nordul Transilvaniei și în Marea Mureș soarele va străluci aproape nestingherit, așa că nu vorbim deloc despre ploi. Temperaturile cresc simțitor de luni și ajung la valori mai potrivite pentru o lună de vară, iar peste noapte e posibil să cadă câteva ploi în aversă. Și în vestul țării vremea devine neobișnuit de caldă pentru această perioadă. La amiază se ating chiar 30-31 de grade. Vântul suflă domol, iar șansele de ploaie sunt egale cu zero. În centrul României pot să apară câteva momente cu instabilitate în regiunile montane și asta se va întâmpla în a doua parte a zilei. Tendința de încălzire a vremii se păstrează și aici. Maximele ajung la 28 de grade pe partea vestică. În sud-vestul țării găsim mult soare și temperaturi ridicate. Către seară pot să apară ceva norări și ploi scurte de vară. Regiunile sudice așteptă o vreme frumoasă și în încălzire. Miercuri dimineața se vor înregistra în jur de 13 grade Celsius. La munte găsim vreme caldă și multe perioade însorite. Pe înserat se adună norii și va ploua în Carpații meridional pe zone restrânse în Carpații orientali și izolat în celelalte masive. Vor fi averse ce vor veni cu fulgere și scurte intensificări de vânt. Temperaturile le vor depăși pe cele de luni. În Giurgiu și București urmează câteva zile cu vreme extrem de frumoasă și temperaturi ridicate, tocmai bună pentru o plimbare în aer liber, în parc sau chiar pentru o fugă la munte.